telespectatori, care obicei ora 18, ora Adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune în care părerea dumneavoastră este foarte importantă, opiniile dumneavoastră sunt foarte importante și, nu în ultimul rând, o emisiune în care avem din nou cadouri continuă, împărțirea acelor invitații de care profită numai doamnele și domnișoarele la inițiativa primăriei, a primarului Dorel Căica și a Consiliului Local, un spectacol dedicat doamnelor, așa cum a fost și anul trecut. De data aceasta, capul de afiș va fi formația Proconsul, deci Bodo alături de doamnele și domnișoarele acest an, și muzică folk înainte. O să puteți suna și doamnele care sună sau domnii care vor să facă un cadou, o invitație, vor putea câștiga aceste invitații. De fapt, și despre acest lucru ne poate spune invitatul nostru de astăzi, primarul municipiului Dorel Căica. O surpriză pentru doamne. Începem cu veștile bune. Surpriză pentru doamne. Țineți seama că astăzi e ziua îndrăgăsuților în varianta noastră românească, dragobetele nostru românesc. Am ținut să fiu aici ca să le transmit doamnelor la mulți ani, sănătate multă și multă iubire din partea soților, prietenilor. Deci multă iubire pentru doamne de la domn. Au fost și premiați de niște cupluri, o să vedeți la știrile doar de TV, primate tot cu ocazia zilei de dragobete, niște cupluri care au primit, iată, peste 50 sau chiar 60 de ani. Frumoase cupluri, frumoase cupluri, frumoase doamne, care într-adevăr au împlinit 50 de ani de căsătorie și 4 cupluri chiar 60 de ani de căsătorie. Să ne dați rețeta. Da. Nu de stat în cuplu atâta timp, că aia ne descurcăm, cu trăitul așa mult, da. Haideți să vedem titlurile pe care dumneavoastră le-ați citit, le comentăm foarte pe scurt cu invitatul nostru, pentru că avem foarte multe de dezbătut în această emisiune și, bineînțeles, așteptăm în partea a doua și telefoanele dumneavoastră. Gazeta de Nord-Vest, soldările și lichidările de stoc doar pe hârtie. Mare atenție cu aceste țepe, cu, știți că pe multe magazine scrie reduceri și așa mai departe. Trebuie să îndeplinească anumite criterii aceste reduceri, pentru că altfel vă treziți cu produse care ci că sunt reduse, dar de fapt precumpărați la același preț. Am impresia că și voi verificați acest lucru. Inspectorul se ocupă de altceva, dar ne sunt semnalate și nouă anumite aspecte, reduceri mari, 40, 50, 60, da, 70, fapt... 80%, și de fapt sunt niște produse promoționale care erau prestabilite să se vândă la prețurile alea, iar adevăratele produse care ar fi trebuit ieftinite se vând, cum spunea și Victor, la același preț ca și înainte de această... Deci mare atenție la acestea. Simona, spre Everestul tenisului, un editorial semnat de colegul nostru Grigore Cardianu. Și iată, lucrările au început în forță la Odoreu, nu numai la satul mare Eșampier, și colegul și prietenul nostru Mitică se ocupă și la Odoreu, și acolo e șantier. Și sperăm ca în curând să fie mare șantier pe zona metropolitană, sperăm. Da, consilier local în ilegalitate, asta se întâmplă în Carei, mă rog, mai multe aș citit în Gazeta de Nord-Vest. Și mai multe titluri interesante și în informația zilei. Elena Udrea intră din nou, mă rog, asta nu mai știe. Nu, dar se pare că va fi contestat votul dat ieri la Cameră. Vorum ar fi trebuit să fie pe jumătate plus un din numărul total de parlamentari și practic a fost 178-190, cam așa. Curtea Constituțională își va spune totuși cuvântul. Doamna Udrea a avut ocazia să mai vorbească ieri în Parlament și să ne spună că i-a fost luat sutienul, lucru care ne-a îngrijorat, într-adevăr, pentru că nu mai are susținere. Dacă nu mai are sutien. Un anumit tip de susținere. Nu, sutienul vine de la Franțuzescu, a sutinir, adică a susține. Probabil că la asta devine. Dar are susținere, nu prea mai are susținere nici de la domnul Băsescu. Se pare că dânsul s-a enervat și s-a dus acolo să vadă cine i-a dat jos sutienul. Da, deci... corect. Primăria municipiului a premiat 24 de cupluri de dragobete, ce vă spuneam mai devreme. Editorialul este semnat Dumitru Păcuraru, următoarele ținte, și aici sigur e vorba de pe cine mai țintește DNA-ul. Atenție, DNA-ul este un fel de instrument clar a SRI-ului. Deci e clar, SRI-ul e un instrument al DNA-ului. Băieții sunt atât de amestecați acum, sunt din toate taberele, și în DNA și în SRI, că nu se mai știe cine urmează acum. Lovituri, mă rog. Ce bine e să n-ai treabă cu instituțiile astea. E foarte bine. A bine, așa, de ascultat te mai ascultă și pe tine, băieții, ascultătorii. Da. Claudiu Mondici, singurul candidat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean.
Acum sper că dacă e singurul și câștigă, că ar fi culmea. Și Gabriela Opriș a fost investită ieri în funcția de manager la ambulanță. Aici, sigur că da, din punctul de vedere a profesiei, nu știu, ca medic, nu știu dacă o cunosc pe doamna Gabriela Opriș și dacă consider că e o bună... Nu comentez, este alegerea... Dar sunt convins că va face treabă. Înainte cine era? Aia. Domnul Potoc era la ambulanță. Sigur că da, puteți rămâne pe portal SM, pe Satul Mare Online, pe Satul Mare Online și pe Vocea Transilvaniei. Vocea Transilvaniei multe citiri și este în topul online-urilor regionale. Revenim la discuția noastră. Am spus că avem foarte multe de discutat în această emisiune și, bineînțeles, părerile dumneavoastră contează să le ascultăm în partea a doua emisiunii. Și ca să încep oarecum cronologic, pentru că tot am spus că Satul Mare este un șantier, deși încă timpul, mă rog, suntem totuși încă în februarie, dar un șantier... Timpul permite și eu am avut discuții cu toți care au efectuat lucrări și vor efectua lucrări în municipiul Satul Mare. Lăsăm la o parte perioada, eu știu, perioada aceasta faptul că nu suntem, că suntem de abia în februarie sau nu ne, acea perioadă calendaristică. Toată lumea spunea că din martie, aprilie, când se dezgheață. Am spus, domne, sunt zile bune, uite, temperatura asta a fost peste 10 grade, deci se pot începe lucrările și de reparații și, bineînțeles, să continuăm șantiere. Am avut vizite de lucru, că mie îmi place să le numesc, chiar dacă e după modelul Ceaușesc, vizită de lucru, dar mie îmi place, e chiar o vizită de lucru. Am fost ieri cu mai mulți colegi din primărie și specialiști și am vizitat șantierele pe care se desfășoară introducerea canalizării, în special pe străzile care sunt de pământ și care sunt în reabilitare. Iată că avem și imagini, o să comentăm pe imagini. E cel mai bine, e cel mai bine. Așa cum sătmărenii deja pot să observe în oraș, se întâmplă lucruri, se mișcă lucrurile, doar cei de rea credință spun că, domnule, nu se face nimic, Victor, sau de ce nu s-a făcut din ce în ce mai puțin cârcotaj, dar nu, asta e important, e normal fiecare să cârcotească și unii dintre ei. Așadar o să venim cu imagini. Ce este important? Este important că lucrăm și vom deschide alte șantiere pe străzi, inclusiv pe strada cea mai reclamată în anul trecut, strada Tăilor. În ultima comisie de siguranță am adoptat o hotărâre prin care interzicem intrarea mașinilor mai mari de 7,5 tone în acea zonă, pentru că începem pachetul de străzi de acolo. Ne-a afectat, n-am avut o iarnă foarte, foarte grea. N-am avut o iarnă foarte blândă, deci din punctul ăsta de vedere e bine, am făcut și niște economii materiale, deci ne-a ajutat Dumnezeu să nu fie multă zăpadă și să avem mult de lucru. Banii aceia o să-i putem folosi tot așa pentru infrastructură, dar încă o dată vă spun, am reluat deja șantierele. Am fost de pildă pe strada Toamnei, se face canalizare între poligonului și strada Toamnei parțială care era finalizată și am fost acolo joi, s-au trezit cu mine surprinzător, m-am dus din nou sâmbătă, iarăși surpriză, și m-am dus din nou ieri. Deci se lucrează, mai aveau 10 metri și făceau acea juncțiune, deci vom avea canalizare pe întreaga strada Toamnei, urmează racordurile și cetățenii aceia vor fi și racordați să nu mai arunce, eu știu, la fosa septică, să se mai chiune cu fosa septică. De asemenea, să vedem și imaginile ca să putem discuta mai bine pe ele. Aici e... Care este zona? Aici e Palazarului. Acolo era o problemă cu o conductă care era conducta prin care se deversa de la fostul abator de jecțiile. O conductă cu un diametru destul de mare, de 40 cm, din metal, și acea conductă împiedica evoluția lucrărilor, săpatul, introducerea canalizării și, bineînțeles, celelalte operațiuni. Am fost acolo, ne-am înțeles cu firma respectivă care se ocupă să scoată astăzi, mâine, în două zile, să scoată acea conductă și să continuăm lucrările. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, pe bună dreptate, oamenii, unii dintre ei la început au fost puțin nemulțumiți că se lucrează extrem de greu. Și faptul că această conductă era pe teren i-a împiedicat câteva zile să evolueze pe firma care se ocupă. Însă, într-un final, au înțeles că vom grăbi, vom face tot efortul ca până în octombrie să finalizăm tot pachetul acesta de străzi și, în sfârșit, oamenii să aibă
să poată circula civilizat, să aibă și asfalt, să aibă trotuare, să aibă canalizare, deci să aibă exact modelul de civilizație pe care îl au și alte cartiere. Da, să mai vedem imaginea astea. A fost tot felul de surpriză. Vezi în momentul când sapi nu știi ce te așteaptă, dar pentru fiecare surpriză apărută s-au găsit soluții. Acum eram chiar deasupra unui canal din acesta, canal tehnic, și cei de acolo se întrebau dacă să încerce să intre prin el sau să intre pe sub el. Au făcut niște prospecțiuni și până la urmă au găsit soluția să treacă cu canalizarea pe sub acel canal tehnic. De asemenea, ne-am intersectat aici cu lucrări ale electrica și electrica a fost chemată ca să se reglementeze, pentru că era un cablu de înaltă tensiune care nu era alimentat, dar nu puteam risca. De aceea au fost chemați și ei să-și reglementeze problema cu cablu. De asemenea, un gazoare, lucrări de genul acesta. Eu zic că odată cu canalizarea și cu finalizarea acestor străzi, nu mai avem treabă mulți ani de intervenit, numai, Doamne ferește, în cazul unei urgențe. Da, să vedem, Acestea sunt conductele care se introduc de capacitate mare, deci sunt convins că cetățenii de acolo nu vor avea probleme cu canalizarea în viitor. Da, mai departe, e aceeași zonă, da? Da, sunt mai multe străzi acolo, deci am fost pe mai multe străzi. Lucrurile și cu oameni din primărie, din compartimentele respective, absolut, da? Deci cu ingineri specialitate, cu oamenii importanți care au atribuții în sensul acesta și, bineînțeles, cu echipe. Uitați cum arată Lazarului, o parte din Lazarului. Gândiți-vă că era o stradă îngustă, era o stradă de pământ nearanjată. Va fi o stradă foarte lată, se va circula foarte lejer pe două benzi. S-au făcut alveole pentru stațiile de autobuz. Deci, practic, această zonă va fi foarte, foarte activată după finalizarea lucrărilor. Da, este sigur că da, important ca toate aceste străzi, sigur, telespectatorii nu văd alte zone ale orașului decât în care stau ei, dar iată, sunt importante aceste ținuturi uitate de timp să Așa este. Dar noi vom interveni, primesc fel și fel de mesaje de la cetățeni, unii care locuiesc în centru și care spun că au și ei câteva gropi în față și că ar fi bine să ne îndreptăm mai mult spre ei decât spre periferie. Și, din păcate, nu au fost de acord cu propunerea lor și au avut și o replică din partea mea și le-am spus că și cetățenii aceștia din care locuiesc mai la periferie și aceștia plătesc taxe, plătesc și impozite și au și ei dreptul ca după 25 de ani sau 30 de ani de când s-a încheiat cu comunismul să poată călca și ei pe asfalt. Bine, să aibă și pentru fiecare și așa. Problema lui e cea mai de acord. Importantă. Aici sunt într-o zonă, uitați, acolo sunt blocurile ANL de pe strada poligonului. Am avut discuții cu cei de la ANL și au început refinanțarea pentru finalizarea acestor blocuri. Sperăm și să se țină de cuvânt să putem să primim bani să încheiem anul acesta primele 74 de unități locative de apartamente. Oricum, eu o să am drumuri dese și o să fiu permanent pe capul dânșilor. Iar în această zonă, printr-un plan, și chiar i-am propus unui domn de acolo care era foarte activ și cunoscător al zonei, să vină și voluntar să intre în echipa de proiecte a municipiului și a zonei metropolitane și să proiectăm pentru acest cartier, să proiectăm, să accesăm niște proiecte europene. Vedeți, omul știe absolut tot, domnul acesta, tot. Sunt niște străzi acolo, strada Crese, alte străzi care nu au nicio casă de o parte și de alta, dar doresc oamenii sistematizare pentru că sunt potențiali investitori acolo și potențiali cetățeni care ar dori să-și construiască locuințe acolo. Am vizualizat foarte bine și niște canale care destul de late, care cândva erau pentru protecția municipiului și pentru a proteja în timpul inundațiilor, nu-și mai justifică rostul acelei canale și chiar au avut niște propuneri din partea dânsului și a unor cetățeni din zonă ca să fie folosite pentru realizarea canalizării acelei zone și sunt convins că dacă vom accesa niște bani pentru dezvoltarea acestei zone, vom avea un cartier rezidențial sau cu adevărat rezidențial în acea zonă. Deci să aibă conducerea primăriei, să înțeleg că are în vedere și aceste locuri mai uitate de timp, mai marginașe. Avem în vedere tot municipiul, dar acum eu le-am mai spus celor din centru să mă ierte că pentru o groapă, două care este încarosabil în fața casei lor, nu putem să deturnăm un șantier care e în desfășurare din altă parte. Le-am spus, domnule, aveți răbdare că venim și la dumneavoastră. Acum așteptăm să se stabilească
temperaturile astea pozitive să fie peste 5, 6, 7 grade câteva zile la rând, ca să putem să începem reparațiile la străzile municipiului. Și mă gândesc că atât pe stânga cât și pe dreapta. Au mai apărut aici colo câte o groapă, dar spre bucuria mea, și cred că și cetățenii au constatat, arată mult mai bine străzile acum față de acum 3 ani de zile, după zăpadă și după, eu știu, după aruncat cu sare. Da, haideți să mai vedem, repet, o zi încărcată astăzi, conferințe de presă, întâlniri multe la primăria municipiului. O zi extrem de încărcată, pe lângă problemele curente, pe lângă proiectele pe care le desfășurăm, pe lângă întâlnirile cu șefii de compartimente, am avut astăzi, am participat și la bilanțul poliției locale. A fost un bilanț mult mai bogat din punctul meu de vedere, ținând seama că și eu am o structură militară și că am o carieră de peste 25 de ani de viață militară. Aici avem imagine. S-a făcut o analiză foarte exactă și vă spun, poliția locală lucrează. Am scos în relief faptul că au aproape 50 de persoane lipsă din statul de funcționare. Au scos în relief și faptul că au reușit să recruteze încă 24 de colegi și în general sunt tineri colegi și mă bucur că sunt și foarte mulți care au studii superioare. Chiar se facea referire la una dintre polițiste locale care este absolventă de drept și probabil că nu e singura, mai sunt și alții. Într-adevăr, s-a făcut un bilanț, am simțit activitatea poliției locale anul trecut, am simțit-o la bugetul local. Și le-am și spus colegilor că nu-i așteaptă vremuri ușoare cu un primar ca mine. Deși și-au spus punctul de vedere, unii au lăudat, domnul Roca le-a mulțumit pentru faptul că au o bună colaborare și eu le-am transmis mesajul populației. Sunteți mai vizibile acum, se vede că sunteți mai activi, vă vedem destul de bine, dar nu suficient. Populația dorește ca dumneavoastră să fiți cei care le asigură liniștea și siguranța în municipiul Satu Mare. Noul program de acelor încă 73 de camere care vor veni în sprijinul sau în completarea celor 66 care există, cred că va duce la o mai bună vizualizare a municipiului și, bineînțeles, o supraveghere mai atentă. Deci l-ai transmis că cerința primarului e să fie absolut și mai vizibil, și pentru mai că vizibil populația și în unele rânduri se plânge. În primul rând am fost de acord cu ei, pentru că nu sunt asimilați la nivelul ofițerilor sau cadrelor militare ale Ministerului Afacerilor Interne. Deci sublinia și arăt și arăta și domnul Predicu și am arătat și eu, 40% dintre polițiștii locali din municipiul Satu Mare au salariul minim, adică 975 de lei pe lună, pleacă acasă cu vreo 640, din care trebuie să-și întrețină copiii, familia, școală și așa mai departe. Deci nu este drept din punctul ăsta de vedere. E drept că li s-au calculat acum câteva procente la norma aceea pe care nu aveau ei față de ceilalți polițiști din sistemul Ministerului de Interne, dar nu este suficient. Am dat exemplu de asemenea și de funcționari din primărie care au salarii de 975, de 1100 și am luat în comparație cu unul dintre funcționarii de la finanțele locale care are salariul cât 15 polițiști locali sau 12 funcționari publici. Și dacă va fi momentul, odată să facem chiar o emisiune și o conferință pe tema asta și să rugăm să vină la dumneavoastră și să explice de ce are dânsul un salariu de 14-15 ori decât un polițist local și de 10-12-14 ori decât un funcționar public. Dar s-a făcut o nedreptate care nu s-a îndreptat nici astăzi, dar pe care sper să o îndrepte elaborarea noii legi a salarizării unice a funcționarilor publici. O să discutăm, e o temă specială cu acel funcționar. Tot astăzi că vorbeam de... N-am terminat cu poliția locală. Le-am explicat. Asta vreau de la dumneavoastră. Vă ajut, merg peste tot, v-am dotat, vă dotăm în continuare, dar vreau mai mult profesionalism. Sunt mult mai buni și mai prezenți decât în anii trecuți. Eu le-am văzut evoluția 2012, 2013, 2014, deci sper ca 2015 să fie un an și mai bun. Și le-am spus, ce gânduri am cu voi? Luați modelul poliției din sectorul 4, primarul Piedone, primar cu multă experiență. Deci acolo am spus că o să-i dotăm cu o mașină specială de ridicat mașini de pe domeniul public. Deci nu mai vreau să văd o mașină abandonată pe domeniul public. O să le organizăm o locație unde aceste mașini vor fi duse și vor fi depozitate. Bineînțeles, de asemenea, o să începem și noi să procedăm cum se procedează în alte orașe civilizate.
vine vărul meu din Milano, care lucrează acolo, și nu ține seama, el se, la Milano nu-și permite să încalce legea și parchează corect, plătește și așa mai departe. Când vine la mine, își pune mașina jumate pe domeniul public sau jumate pe zebra de, de pieton și așa mai departe. Da. Poliția locală va avea puteri depline de a ridica aceste mașini, de a le depozita și, bineînțeles, de a face bani pentru bugetul local. Am spus, fraților, doriți o dotare mai bună? Eu nu vreau să fiți abuzivi și nu vreau să îi urmăriți, să-i pândiți pe oameni. Dar acolo unde greșesc și nu sunt corecți oamenii, vă rog să luați măsuri. Și cu timpul, probabil că și cei care vin din străinătate, revin în țară și uită că totuși aici trebuie să se comporte ca și acolo, vor suferi consecințe materiale, bineînțeles. Și ținând seama că dânsii câștigă euro acolo sau cine știe ce valută, e binevenită transformarea lor în lei și depusă la bugetul local, ca să dezvoltăm și noi orașul, să ajungem la nivelul orașelor occidentale. Da, până la urmă, sigur că da, exact acest fenomen se întâmplă dincolo, respectăm regulile. Dar modo grosso, bilanțul poliției locale este un bilanț pozitiv, au muncit mai mult, noi am simțit la bugetul local activitatea lor și în continuare eu le transmit că avem încredere, conducerea primăriei, Consiliul Local, avem încredere în ei, o să-i ajutăm cât de rapid, i-am spus domnului director general, să caut să scoate acele locuri la concurs și să înceapă să recruteze, pentru că avem nevoie de oameni. Nu poți să faci activitatea exemplară dacă ai un cu 47 de angajați mai puțin decât un normativ, care și așa este pe minim. Deci să înțeleg că în curând vor fi scoase la concurs posturi pentru poliția locală. Din păcate s-au scos de foarte multe ori locuri la poliția locală și nu s-au prezentat tineri și nici măcar adulți. Pentru că nu vine nimeni pentru salariu. Da. Acum e 975, dar au fost 800 de lei salariu sau 850 de lei salariu. Păi acum, dacă un polițist local are doi copii acasă, are de întreținut o familie, îi dai 800 de lei pe lună și noaptea îl suni, ia vină tu încoace că pe Ostrovului, uite, doi cetățeni de acolo s-au îmbrățișat, au început să danseze amândoi. Înțelegi tu ce înseamnă dans, pe Ostrovului, da? Zic, du-te tu și bagă-te între ei și desparte. Păi iartă-mă. Omul să spune, domne, pentru 800 de lei nu mă duc, am copii de crescut, nu mă duc să mi se întâmple să intru și eu cu ei în horă. Să mă bag în sau, mă rog, alte tipuri de dansuri, da. Tu ai înțeles metafora, da? Da. Și acum salariile sunt foarte mici. La fiecare întâlnire pe care o avem cu Ministerul Administrației și eu și numai eu, toți primarii, indiferent de culoarea politică din România, primari, președinți de Consiliu, toți am cerut ca și polițiștii locali să fie asimilați cu cei municipali, ai Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca și ei să beneficieze de drepturile și de ce primesc ei. Și atunci sunt convins că vor avea și cetățenii mai multă, vor veni cu mai multă adresabilitate către poliția. Sigur că, dar nu e un salariu foarte tentat, dar acum, până la urmă, decât să n-ai loc de muncă, este Victor, un început Victor, și să lucrezi în poliția locală. Victor, adică... Este, dacă să lucrezi în poliția locală, nu poți să mergi oricine. Lei de păstadă și îl faci polițist. Trebuie să fii corect din toate punctele de vedere. Trebuie să ai niște calități fizice, pentru că acum iartă-mă că sunt unii care între timp au mai pus kilograme, este altceva, dar măcar cei tineri care sunt în patrulare, care sunt participă la tot felul de evenimente, să fie totuși, să nu fie un polițist de 120 de kilograme. Bun, arată-l bine și te sperie, dar dacă îl pui să fugă după un infractor, el pică și infractorul dispare. Și nici la emisiunea îl pot chema că nu urcă treptele astea. În afară de asta, ascultă-mă, un polițist local e funcționar public ca și ceilalți, deci nu are voie să facă decât activitatea de poliție. Nu poate să aibă și un chioșc sau să participe la nu știu activități remunerate. Da. Deci el trebuie să fie numai și numai polițist. Deci își face treaba acolo. Bun. Și din ce trăiește? Cu 975 de lei pe lună. Când ai unul, doi copii de întreținut și când soția ta ți-e șomeră sau eu știu, are un salariu de 800 sau 900 sau la fel de mic ca și tine. Din ce trăiești? Că ai văzut, unii au marea majoritate au credite la bănci. Și perioada când domnul Băsescu le-a luat banii ca să-i dea domnului Cocoș, i-a nenorocit pe unii. Băncile le-au luat apartamentele, le-au casele. Vai de ei, vai și vai de ei. Da. Deci asta nu e... Deci, ca și concluzie, activitatea poliției locale s-a îmbunătățit, sunt, dar mai e loc sigur, de bine. Eu le-am transmis, și... deci să nu ne culcăm pe ureche că au zis unul și altul că e un bilanț pozitiv, mult mai pozitiv decât alții trecut, dar încă nu suficient ca să fie și populația mulțumită și măcar din 10 cetățeni care vorbesc despre poliția locală, măcar 8 să vorbească la modul pozitiv. Da, ne apropiem de cifra asta, dar mai avem de muncă. Tot conferința de presă, repet, a fost la primărie, o să vedem imagini și de acolo, o să vedem și temele care au fost dezbătute la sunt mai multe conferință. Teme, probabil că mass media o să transmită da, în zilele următoare cam ce subiecte s-au discutat, dar
A fost și o temă foarte arzătoare, ca să zic eu, care trebuia pusă în discuție. Este vorba de Olimpia. Primesc, am primit foarte multe telefoane. Da, văd că tot cu fotbaliștii acolo, președintele. Da, deci au primit telefoane, tot felul de mesaje, că ce se întâmplă cu Olimpia, de ce Consiliul Local a tăiat bugetul Olimpiei, că ce se întâmplă, nu mai vrem sport sau ce, alții vor altceva. Eu sigur că vreau să susțin și vreau să anunț de la început spectatorii sau pe cetățenii municipiului Satu Mare că eu iubesc Olimpia și iubesc sportul și am alocat din buget exact cât am alocat și Consiliul Județean, că așa ne-am înțeles în parteneria, să susținem echipa noastră, deci chiar Olimpia a noastră. Nu mai departe de acest lucru, am discutat la București cu domnul Dragnea și mi s-au asigurat fondurile pentru reabilitarea stadionului Olimpia. Acum se lucrează la proiectul acesta de reabilitare. Săptămâna viitoare mă duc cu el și îl înaintez la Ministerul Dezvoltării și sunt convins că vom avea finanțare. Deci Olimpia o reabilităm, nu numai pentru că a juca fotbal, putem să facem orice manifestări acolo și un spectacol sportiv, eu știu, absolut orice putem să facem. De asta nu vreau să pierdem banii ăștia și nu vreau să pierdem finanțarea. Dar a fost un accident, eu eram plecat în delegație și s-a întâmplat că o parte din consilieri n-au vrut să mai dea 1 milion la Olimpia, nu știu care a fost gândul lor, dar nu vreau să intru în altercații cu Consiliul Local. Domnul Băbuț a venit la mine, am discutat de mai multe ori să căutăm soluții ca să ajutăm Olimpia și am spus, domnul Băbuț, noastră știi foarte bine ce s-a întâmplat. Fotbaliștii au ținut neapărat împreună cu domnul Băbuț să vină într-o conferință de presă și să întrebe cine le-a tăiat bugetul, de ce le-au tăiat, ce motivații și am lăsat pe ei ca să nu creadă cineva că am eu o problemă cu consilierii care nu au fost de acord. Și am lăsat, eu nu știu ce au discutat ei, dar probabil că noastră știți și probabil că se va vedea mâine în mass media. O să vedeți la știrile din sport și la Nord-Vest TV, pentru că suntem în acest domeniu sport și a fost o temă abordată în conferința de presă, cea a sălii polivalente. Greu de realizat. Asta trebuie să știe sătmărenii ca să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu, săptămâna aceasta spre sfârșit, dacă reușesc să aducă nu cealaltă, mă voi duce la București pentru că printr-o hotărâre de guvern va trebui să se facă o translație de teren din patrimoniul Ministerului Învățământului în patrimoniul nostru al Consiliului Local. Pe acea locație vom face un viitor complex sportiv. Tot acolo sper să primim din partea mea PN-ului o porțiune de teren și, bineînțeles, am intrat într-un dialog foarte constructiv cu Biserica Română-Catolică. Deci, între acel teren și terenul meu PN-ului, care se află în afara perimetrului incintei, există un teren care este al Bisericii Română-Catolice. Le mulțumesc oficial pe această cale. Au fost de foarte amabili, am avut un dialog foarte civilizat, ei au înțeles de ce avem nevoie de acea porțiune de teren și deja ne-au intrat o ofertă, va începe o negociere și sunt convins. Nu te supăra, dar era și cazul, că m-am săturat. Consiliul local va aproba probabil această cumpărare și vom avea o suprafață de teren în care vor intra sala polivalentă și bazinul de not. Ce m-a deranjat pe mine la o discuție din aceasta între o parte din consilieri și conducerea primăriei, că unii dintre consilierii de la UDMR, trebuie să specific, de ce să nu specific, au spus că nu se justifică prezența unui bazin de not în Satu Mare. Și am spus, stop, stați un pic, dar n-am înțeles, dar Satu Mare are un bazin, în afară de Selectul, mai are un bazin de not, că la Baia Mare s-a închis bazinul de not. Și am spus, domnule consilier, nu știu ce meserie aveți noastră, dar bazinul de la Baia Mare a fost construit acum 25 de ani, era încălzit și era menținut costuri foarte mari, pentru că tehnologia era foarte veche. Un bazin care va fi construit acum va avea altă tehnologie. Există tot felul de variante de a absorbi energie și de a folosi energia aceea. Și apoi, eu vă spun un lucru, le-am spus, gândul meu ca și medic primar, este ca, după ce vom avea acest bazin, să ne înțelegem cu inspectoratul școlar și cu directorii de școli și să încercăm să băgăm oră de not pentru copiii de la 0 până în clasa 8-a obligatoriu sau aproape obligatoriu în Satu Mare. Bun, nu îi putem obliga, că poate unii nu doresc. Dar cine dorește să facă ora de sport, o poate face la bazinul pe care sperăm să-l putem construi pentru în perioada următoare. Pentru că acum trebuie să recunoaștem, nu e permisiv. Un copil normal nu-și permite să plătească ore de Victor, bazin. Toate acestea, decât să aruncăm banii pe sportivele care vin din America la basket, pe cele care vin din Ucraina la vole, pe cele care vin de nu știu unde, din Ungaria la
basket și așa mai departe. Eu prefer ca acești bani pe care am fi cheltuit cu sportive străine să investim și să susținem noi ca toți copiii care doresc să învețe să înoate sau să înoate, încă o dată, repet, la clasa 0 până la clasa 8 să meargă. Avem autobuze școlare, autobuzul ia de la profesor școală, de sport. Profesor de sport, îl ia, se duce cu el la bazin, face bazin, se face duș, se îmbracă, îl duce către casă sau îl duce către școală. Deci asta era din punctul meu de vedere, pentru că notul este un sport care dezvoltă extrem de armonios și un sport foarte sănătos pentru copii. Și nu de alta, dar copiii noștri nu au ocazia să învețe să note pe Someș. Sau nu poți să duci 5.000 de copii să-i duci la Select. La Select își desfășoară activitatea un grup de copii și încă o dată le transmit felicitări pentru rezultatele pe care le-au cu toate că nu au avut posibilitatea să învețe să note mai de mici. Uite, mergând acolo cu antrenori foarte buni, aduc diplome și aduc performanțe pentru bun, ăla e la nivel de performanță. Corect, ce spui tu corect. La nivel de sport de masă? Sport de masă. Adică să deci aibă posibilitatea de, să... Eu nu știu dacă sunt în asentimentul părinților să introducem ca o oră de sport pentru cine dorește notul, dar sunt convins că foarte mulți ar dori acest lucru, pentru că încă o dată, repede, nu toată lumea merge la mare, nu toată lumea merge undeva în... sau nu toată lumea își permite să meargă dincolo, în Ungaria, la Mateșalcă sau la Ferghiana. Exact, deci să fie deci pentru toată lumea. Adică să fie pentru, deci în mod special aceste bazine de ele să beneficieze copiii de la 0 până în clasa 8. Asta ar fi, nu este exclus că și alți copii din alte clasele mai mari de liceu să meargă să învețe să note sau să note. Dar încă o dată aceștia să aibă prioritate. Eu, gândirea mea, poate că eu gândesc mai comunist așa cu sportul de masă, dar e gândirea mea și ca și medic, pentru că, încă o dată repet, notul e un sport foarte bun și sunt convins că mulți dintre copii ar dori să învețe să note. Deci, eu zic să încheiem cartea. Dar m-a blocat așa puțin, nu, că nu mă blochez niciodată. Am rămas surprins că, totuși, un intelectual spune că nu se justifică un bazin de note. Acum îi las pe spectator să spună dacă se justifică sau nu. Bine, dacă opinia publică, publică spune că nu e cazul, nu e cazul, mai ales că nu-l facem din banii noștri. Nu-l facem din banii noștri. Deci sunt făcute pe fonduri, ale Ministerului Dezvoltării. Deci nu scoatem noi banul din buzunar. Și eu zic că nu e o chestie pe care trebuie să o ratăm. Dumnezeu să ne dea șansa să accesăm acei bani și să facem acel bazin. Da, o să luăm o scurtă pauză publicitară, stimați spectatori, după care vom reveni. Mai sunt foarte multe de vorbit, foarte multe de povestit, dar mai ales multe proiecte, unele începute deja, altele care vor demara în acest an. Așteptăm de asemenea și întrebările dumneavoastră, interpelările dumneavoastră, iar doamnele, nu uitați, invitații pentru 8 martie cu Proconsul, muzică folk, Proconsul, un spectacol oferit de Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Local și primarul care iarăși dorește să fie înconjurat de doamne. Atenție, numai pentru doamne spectacolul. Și câțiva domni, da. Probabil că au fost atunci cu tabiță și distinto. Da. Da. Probabil că au fost geloși și nu au vrut să lase pe doamne în supraveghete, da. Și de asta s-au strecurat. Acum trebuie filtrul făcut mai... Poliția locală face filtrul, numai doamnele. Numai doamne. Și singurul bărbat care să fie trebuie să fie primarul, nu? Da, corect. Acolo, înconjurat de doamne și bineînțeles cei de pe scenă. Publicitate, revenim. Stimați spectatori, am revenit în direct, așa cum v-am obișnuit, o să puteți și dumneavoastră interveni cu telefoane, cu probleme, pentru că este alături de dumneavoastră, de alături de noi, primarul municipiului Dorel Coica. Avem și invitații pentru 8 martie, nu uitați, doamnelor, un spectacol dedicat doamnelor cu Proconsul. Stimați telespectatori, am zis activitate foarte și am amintit puțin și de Dragobete. A fost și acea premieră astăzi. Într-adevăr, am profitat de ziua îndrăgostiților și am acordat diplome de fidelitate unor cupluri care au împlinit 50 de ani, dar și spre fericirea mea și a unor cupluri care au împlinit 60 de ani. Eu cred că a fost o atmosferă destul de plăcută. Iată, aveți ocazia să vedeți și... emoționați, bunicii noștri, părinții noștri, bunicii noștri au fost emoționați, dar în același timp au fost și fericiți că nu i-am uitat și ne-am gândit la ei. Noi le-am urat să ne întâlnim și cu cei care au 50 de ani de căsătorie, să ne întâlnim și la 60, cu cei care au 60 și la 70 și tot așa. Noi ne-am bucurat dacă o să încercăm ca pe viitor, dacă în funcție de ce buget vom avea, să încercăm să-i onorăm mai des, pentru că sunt la o vârstă când totuși au și greutăți materiale și e destul de greu pentru ei. În fine, într-un final, împreună cu toată echipa, cu vocile noastre de la primărie,
Le-am cântat un la mulți ani împreună și cu colegii de la Evidența Persoanelor. Ne-a ajutat și vocea domnului viceprimar Rodu Roca. Da, el cântă bine. Cred că și în corul bisericii. Da, nu? Probabil de acolo are voce. Dânsul a fost baritonul nostru astăzi. În fine, mă bucur extrem de mult că am avut posibilitatea să-i priștem, să le urăm încă o dată și prin intermediul postului de televiziune vreau să urez tuturor bunicilor, părinților noștri, tuturor sădmărenilor la mulți ani de ziua îndrăgostiților și multă, multă dragoste și înțelegere. Deja este un obicei această premieră, este un obicei frumos și o să vedeți la știrile Nord-Vest TV și imagini. Chiar avem și fragmente, cred că și să vedem calitățile vocale a domnului. Probabil, dacă au răbdare cetățenii sau unii dintre ei au acces la o pagină la Facebook, o să vadă acolo un filmuleț cu acel moment de urare la mulți ani cu conducerea primăriei și o să distingă din corul de voci vocea domnului viceprimar Roca. Inconfundabilă. Probabil, în seara asta am aflat de la tine că l-a cântat și în corul bisericii, de oricum are o voce plăcută. Și verbal și în momentul când se reproduce cântând. Poate și cu Bodo, dacă tot Apropo, nu știu dacă Bodo, după ce a divorțat de fata lui Băsescu, nu știu dacă s-a recăsătorit. Dacă avem domnișoare, tinere, pretendente, nemăritate, au șansa să-l cunoască pe Bodo și de ce să nu intre în fosta familie prezidențială. Bodo e de anul nostru, stimați respect, de aia nici n-a rezistat mult. Da. Stimați respectatori, adică mai pământ e mai ca noi. Tot astăzi, după acel eveniment, am avut o întâlnire, zic eu, extrem, extrem de importantă pentru viitorul municipiului. Am încheiat un parteneriat acum câteva luni cu Nirecaz, orașul înfrățit al municipiului Satu Mare. Am avut o vizită de lucru la dânsi și am încheiat un GECT, deci o colaborare pentru accederea în comună a proiectelor banilor europeni. Astăzi, domnul primar ne-a întors vizită, a venit cu o delegație, am finalizat, practic, sau parafat acel GEC, știm cine face parte din conducere, cum se împart sarcinile și ne-am angajat amândoi să milităm pentru a scrie proiecte europene și pentru a duce bani. Împreună cu domnul primar de la Nirecazo ne-am propus să facem în viitoarele, să zicem, 2 luni, maxim 3 luni, o vizită la Bruxelles. Ne vom întâlni acolo cu importanții europarlamentarii ai României și în mod special mă voi întâlni cu europarlamentarii noștri ai Partidului Social Democrat, mă gândesc aici la domnul Ioan Mircea Pașcu, mă gândesc la Daciana Ponta, mă gândesc la Corina Crețu și sperăm ca sprijiniți de ei să putem obține bani să dezvoltăm în oglindă cele 2 mari orașe, municipiul Satu Mare și Nirecazul. Întâlnire este de bun augur. Deja domnul... și începe. Parcă cinematograful popular, fostul cinematograf popular, suntem un proiect, sigur, ei și-au terminat partea, urmează și noi până în iulie să finalizăm acea casă a meșteșugarilor și i-am invitat să vină aici să putem să inaugurăm. Dar vreau să vă spun că am un feeling foarte bun legat de primarul din Nirecazul. El a fost și parlamentar, dar a fost și primar, pentru că permite legea în Ungaria, da? Acum a renunțat la partea de nu mai este parlamentar, e numai primar și s-a dedicat total dezvoltării orașului. Ne înțelegem extrem de bine, ne simpatizăm, zic eu, e un om cu multă experiență. I-am și spus că eu sunt la primul mandat dânsul, nu știu la al câtelea, și că am dorit să învățăm din experiența dânsului și administrației de la Nirecazul. Și dânsii s-au bucurat. Probabil că e o simpatie reciprocă. Aceste vizite sunt foarte utile în momentul în care se și fac proiecte comune. Asta e foarte important. Că altfel ne tot înfrățim, ne rudim, ne scuscrim. Asta e valabil pentru alții, dar nu pentru municipiu. Deci noi și avem proiect comun pe care l-am dezvoltat cu ei în satul Marisilor. Da, te întrerup puțin. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, cu domnul Vâzgău Gheorghe din satul Marisilor. Vă ascultăm, domnul. Unde locuiți? Unde locuiți, fără? Da, Gheorghe, da, 16. Vă rog, domnul, vă rog. Deci am niște probleme de ridicare, pentru că pe care le-am ridicat la mai mulți invitați de la domnul Victor Constantinovici, că nu s-o lua nicio măsură. Spuneți-mi mie să încerc și deci să văd. Prima problemă. Da. În vara trecută, domnul Stejerean Viorel, director de la APASER, cred că aparține de dumneavoastră. Dănuț, nu Viorel. Nu, stați un moment, dar o să vorbim cu el și la Paști știți cum e cu el. Dar stați că vă vreau să vă spun problema. Spuneți-mi problema. Deci aici, vis-a-vis de blocul nostru, a spart asfaltul. Vă rog, locația, blocul, numărul, stradă. La blocul H52, pe Bulevardul Muncii,
asfaltul pentru o verificare. Nu l-am stupat de atunci. Așa, am înțeles. Am notat. Noroc că nu circulă mașinile pe două sensuri, că erau nu știu câte accidente de atunci. Am notat. Problemă. Se va reglementa. A doua problemă. Pe strada Capricornului trebuie să mergem către Unican. Când traversăm de pe strada Capricornului strada Sănătății către Unican, nu este zebră acolo la noi. Sunt două scări vis-a-vis, față în față și mai în față iară sunt două locații, încă o locație unde se poate turna o zebră. Am înțeles. Pentru ca să meargă mașinile, că circulă cu viteza luminii și se poate accidenta oricine. Bun, haideți să fac eu o paranteză. O paranteză. Am să propun să pun comisie de siguranță, pentru că eu prezidez zebra aceasta. Dar vă spun un lucru. Deci am instituit tot în comisia de circulație zona 30, tot micro 16 va fi zona 30. Am discutat cu poliția locală. Deci nu e, poate o să vi se pare ilar, dar i-am rugat să stea și să stea la pândă cu radarele. Și pe toți acei vitezomani care merg cu 70-80 km prin cartier să-i prinde și să lase fără permis. Deci să vedeți că așa se va întâmpla. Păi bun, dar dacă deja mai prinde dacă nu este zebră, că zice domnule, nu este zebră. Nici o problemă. Deci înainte de a-i prinde, discutăm problema zebrei. Bine? Mi-am notat. Da, și încă o problemă. Era vorba că se pun și ceva camere de supraveghere în parcare deci, de pe problemă. Ascultați-mă, acum se desfășoară partea a doua licitație pentru camere, se vor mai implementa încă 73 de camere și toate parcările și toate locațiile din micro 16 unde s-au făcut, s-au dărâmat garaje, s-au făcut parcări, vor fi fixate camere video de supraveghere. Se va face și acest lucru, numai că totul este în licitație, până nu se încheie licitația, se încheie contractul și firma va începe să monteze. Da. Bine. Deci vor fi și acele camere. Da. Bineînțeles. Da, domnul Buzgău, am uitat dacă dorește, dar o să ne mai resune, dacă dorește invitație pentru doamna Buzgău. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Fodor. Da, doamna Fodor, vă ascultăm. Domnul Coica, de ce ați dat ăsta autobuzele la private și nu intră ăsta urban la rece? Suntem bătrâni, mai urbanul. Merg și noi acolo... Am notat, doamna Fodor, am notat, da. Directorul de la Transurban a fost într-o emisiune, nu știu dacă s-a mai ridicat problema, dar nu noi am dat drumul la privație, eu din contră. Am spus așa, s-au licitat liniile acestea externe, deci în afara municipiului, fără ca noi să fim consultați. Deci în momentul când avem a doua autogară, autobuzele care sunt angajate pe trasee externe, deci în afara municipiului nu vor mai avea acces în oraș. Clar, autogare. Dar încă o dată. De la Transurban, că mai sunt unii care fac, atenție, pe șestache fac aceste curse. Le fac deci la negru. Da. Doamna Fodor, o să îl rog pe domnul director la Transurban să vadă această problemă cu transportul la Rachel și dacă consideră ei că este justificată, sunt convins că o să pună. Deci la Rachel, transportul la Rachel. Da, am înțeles. Da, am pentru că, sigur, merge lumea acolo. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Da, vă ascultăm. Seara. Mă numesc Mihai Horvat din Satul Mare. Așa. Solidarități. Aș dori cu domnul primar dacă s-ar putea, când aș putea să mă duc la domnul Dânsula în audiență, că am o problemă foarte gravă de rezolvat cu dânsul personal, doresc. Bine, domnul Horvat. Da. Mulțumim pentru intervenție. Mâine, veniți mâine la secretariat și anunțați pe una dintre consiliere că v-am invitat și atunci o să putem sta de vorbă câteva minute. Deci mâine vă așteaptă la... Nu vă pot garanta că vă intrați când veniți, dar îmi fac... Păi, acum o să așteptați dacă e cazul, dar anunțați că ați intrat în emisiune și o să aveți ocazia să... O să știți, bine, e regulă. Până la urmă, oricum, ușa primăriei deschisă. Vorbeam de Enire cazul. Deci au accesat foarte multe proiecte. Acum discutam cu domnul primar că există posibilitatea ca atât cele două orașe, Nirecazul cu Satul Mare, dar și Consiliul Județean Satul Mare împreună cu Consiliul Județean din Nirecazul să mergem pe niște fonduri. Și deși spuneau că au discutat la nivel de Consiliul Județean, eu încă n-am avut o discuție cu domnul Ștef, dar probabil că mâine îl voi aborda pe tema asta, că e mult mai ușor și mult mai bine ar fi să mergem patru entități, adică două consilii județene și două și să mergem municipale. Să cerem fonduri. Am înțeles că cei de la Consiliul Județean de ei s-au orientat cu fonduri către Spitalul Județean pentru reabilitare. Cei din Ungaria ar dori să investească mai mult în infrastructură. Dar și pe bună dreptate, această colaborare. Da. Bună seara! Alo! Bună seara! Da, cu cine stăm de vorbă?
Dan Maria mă numesc. Să rămână, doamna Maria. O problemă, dacă aveți sau doriți să da, avem o problemă pe strada Cerbului. Da. Așa. Și nu avem curent. Curent. Valoarea, cum să zic, distanța a 3 stâlpi. Deci, dar există și stâlpi. Trotual nu avem. Există da. Stâlpi. Nu există. Trotualul din partea unde e gardul Unioului. Da. Acolo, apă, acolo noroi, nu este, acolo nu, acolo nu este trotuar. Pentru că nu este. Este numai pe partea nici, caselor. Nici acolo. Pe partea cealaltă nu este. Nu, pe partea caselor nu este? Nu este deloc. Bine. Până la strada Ferăstrău, domnul primar. Am înțeles. Bine, mi-am notat. Stâlpi sunt de stâlpi, există? Numai becurile da, nu sunt? Stâlpii sunt ceva depozite acolo și tăiați curentul jos. La ne frică seara să umblăm. Bine, mi-am notat, doamna Maria, mi-am notat, o să discut doamna cu... Doamna Maria, de 8 martie veniți la spectacol. Frumos. Alo? Poftim? De 8 martie veniți la spectacol? O să încerc, că sunt singură. Aveți două invitații, mai puteți veni cu cineva, dar doar, doamnă, invitațiile le găsiți mâine aici la Nord-Vest TV, da? Bine. Bine, să rămână. Eu mi-am notat și o să dau temă colegilor mei să încercăm să... În care situația. Da, acolo probabil fiind niște întreprinderi da. Care nu mai funcționează. Da, și tot legat de colaborarea. Eu colaborare, l-am văzut pe primar foarte deschis și e un iubitor al municipiului Satu Mare. Și am văzut zona lor pietonală, am văzut zona centrală cu cafenele, foarte drăguț. De-aia și noi ne-am gândit cu cei din conducerea primăriei să încercăm să facem o pietonală. Discutam noi zilele trecute că tot prin bunăvoința și prin înțelegere cu Biserica Romano-Catolică și încă o dată oficial le pot mulțumi, ne pun la dispoziție terenul de la fostul teatru de vară. Și acolo vom face noi o parcare ecologică cu peste 230 de locuri de parcare. Un lucru bun pentru centrul orașului. Am mai da, era bun, era bine dacă nu stricau teatrul ăla de vară. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo, bună seara. Da. Vreau să-l felicit pe domnul primar ce au făcut până acum pentru Satu Mare. Mulțumesc mult, dar avem multe de făcut în continuare. Multe avem. Am văzut că se vorbește despre poliția locală, da. În unele cazuri poliția locală își face meseria, dar în unele cazuri să nu fim răi, dar nu pot face. Am spus și eu același lucru mai devreme și de-aia le-a recomandat că avem multe de făcut ca populația să ne perceapă, populația să ne vadă tot timpul pe stradă, populația să vegheze la liniștea noastră. Deci eu le-am transmis mesajul meu direct astăzi și am spus că am multe, multe așteptări de la dânsii. Da, v-am înțeles. Dar când unii de la poliția locală, nu pot să dau nume, când sunt solicitat chiar cei pe care solicită, tot pe cei vreau să îi amendeze sau să le dea contravenții. Deci asta nu mi se pare... O să zic că a fost aseară un caz, am solicitat un echipaj pentru o mașină de în față de la urgență, a stat pe locul salvării și băieții de la poliția locală au vrut să mă amendeze. Pentru că ați sunat și ați semnalat un incident, adică un lucru... Da, sigur. Bine, am o rugăminte, eu știu că nu vreți să nu vă spuneți nici numele și știu că nu vreți să spuneți nume, dar haideți într-o zi până la primar și spuneți-mi la ureche, că vă promit că nu spun la nimeni, înțelegeți, bine? Da, v-am înțeles. Bine, și după aia știu eu ce am de făcut, pentru bine, doamnă, da? Pentru doamnă, o invitație, o trimiteți la spectacol da, de acum. Da, încă o problemă pentru domnul Dorel Coica, dacă se... Vă rog. Vă rog. Seara, la ora 23, în micro 14, când ies de la schimbul 2, când merge la schimbul 2 oamenii, da? Când merge la schimbul 3, să fie un pic poliția mai activă, mai... Sunt foarte mulți... Mi-am notat. Foschitar la străzi sunt... Mi-am notat, domnul Precup e pe recepție, care dispoziție de la primar... Să urmărească toate emisiunile în direct și să sesizeze acolo unde constată că sunt reguli. Dar încă o dată vă aștept să-mi șoptiți un nume, bine? Da? Numai noi doi îl știm. Bine. Bine. Și mâine vă așteptăm după două invitații, doamna cu încă o prietenă, să îi faceți un cadou frumos de 8 martie. Sănătate multă, numai bine. Da. Bun. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Sigur că da, cetățenii știu cel mai bine aceste probleme. Important e că primarul le ascultă și le rezolvă pe care sunt de competența lui. Să încercăm să le rezolvăm, Victor. Deci tot aparatul primăriei este pe recepție și absolut toate sesizările, nu numai aici, pe Facebook, pe mail-ul meu, pe site-ul primăriei, toate sunt analizate și date spre rezolvare, bineînțeles, specialiștilor din care răspunde.
aceste... Bună seara, da. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu Vasile din Micro 14. Da, domnul, da, domnul Vasile, vă ascultăm. În spatele blocurilor de unde a fost pompa de benzină la Burdea, este o mașină străină de 3 ani jumate, nu-i mișcată după loc. E regulă, am înțeles. Că scrie în față cu roșu la număr Mitsubishi și nu știu ce, e o mașină lux. Bine, am înțeles. De 3 ani jumate. Domnul Vasile, am înțeles. Nu știu dacă ați urmărit emisiunea de la început, dar astăzi le-am transmis polițiștilor că îi vom dota cu mașini speciale, le vom organiza o zonă de depunere a mașinilor de pe domeniul public și toate mașinile acestea vor fi luate, vor fi duse acolo, vor fi depozitate o perioadă, după care, dacă nimeni nu le revendică, poliția locală le va revendica și vor face și niște bani la buget. De-aia am scris, de-aia v-am spus că să știe că aici este o mașină perfect. De 3 ani jumate. Sunt convins că după ce emisiune mă va suna șeful poliției și mă spune că a mers, a verificat și să-mi spună ce măsuri va lua. Domnul Vasile, pentru doamna o invitație de 8 martie? Doamna s-a dus în lumea cealaltă de 15 ani. Dumnezeu să ierte, dacă doriți o invitație pentru cineva, o persoană dragă de sex feminin. Mulțumesc pentru sesizare, domnul Vasile. Mulțumim, domnul Vasile. Da, există aceste mașini, dar acum, în momentul acesta, se poate face efectiv ceva? Acum nu, dar o să avem legislație. Am luat legătura cu primarul sectorului 4, acolo unde poliția locală este cea mai activă și unde infracționalitatea este cea mai mică, în București. Da, așa? Pierdone, și da. Chiar le-am rugat pe consilierele mele să ne uităm pe hotărârile lor de Consiliu Local și de ce, dacă este un model bun, trebuie să-l luăm și noi și să-l aplicăm la noi. Sunt convins că niciun consilier, chiar dacă, eu știu, suntem noi în dispute uneori, nu va refuza să voteze o măsură care duce la curățenia orașului și la ridicarea acestor mașini, acestor poluatori cronici de pe teritoriul municipiului Satu Mare. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Cristian. Da, vă ascultăm. Și aș avea o întrebare la domnul Coica. A fost pe strada Taylor lângă azilul de bătrâni. Domnul Cristian, dacă ați fi ascultat emisiunea de la început, v-am spus că în ședința de săptămâna trecută am dispus, adică am hotărât cu colegii mei să interzicem accesul mașinilor de mai mare tonaj, de peste 7,5 tone, nu mai au ce căuta acolo și știți la cine mă refer, la mașinile de 40 de tone. Da, și vreau să vă anunț în mod oficial că la 1 martie începe reabilitarea acelui pachet de străzi în care intră și strada Taylor. O să aveți neplăceri câteva luni de zile că se sapă, se pune, dar o facem și reabilităm. Da, nu o să avem probleme cu săpăturile, că și așa e, parcă e săpată. Deci ne trebuie cizme ca să trecem. E regulă, deocamdată. Deci ca să ajungi să umbli numai pe asfalt și numai în tenis, trebuie să trecem și pe stadiu de cizme. Vă spun că și pe strada unde am locuit eu, pe poligonul, la fel am pățit și eu. Dar încă o dată, acest pachet de străzi în care e inclus și strada Taylor va începe să fie reabilitat totalmente, deci total, și sper că cel puțin pentru 7-8-10 ani, imediat după 1 martie. Și atunci se reabilitează și Taylor. Invitație pentru doamna de 8 martie? La revedere! Da, nu ne-am mai auzit. Da, sigur că da, Victor, peste tot unde este șantier există, Victor, și disconfort. Să da. Nu îți faci probleme dacă nu dai invitații de 1 martie, că faci și tu un ban cinstit, vii în față, da, și le când vine și cum e. Trebuie să-i anunț pe telespectatori că e numai pe invitații, invitațiile sunt gratuite, chiar dacă veți dori să cumpărați bilete, nu vor fi bilete, așa, doar da? De la Victor. Grăbiți-vă, grăbiți-vă să puneți mâna pe invitații. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Marcel, sunt. Da, bună seara, domnul Marcel, vă rog. Bună seara, domn primar. Cu respect. Aș vrea să întreb pe domn primar, stau în zonă, în Piața Romană, este o centrală termică. Care e soarta acelei centrale? Centrala de care spuneți? De pe Fântâna, Piața Romană. Da. Mi se pare că acea, nu știu dacă n-a fost cumva administrată, adică dată în administrare unei firme, dar încă o dată o să verific mâine și o să... Central de la Fântâna cu bere acolo, nu? Da. Exact vis-a-vis. Avem depuse acolo. Deci acolo s-a făcut inițial un proiect, că va fi o sală de forță, sală de sport, de nu știu ce. Au venit un investitor care a vrut să facă birouri acolo. Nu s-au putut modifica, practic, titlul lucrării, pentru că așa a fost aprobată. Au venit altul. Acum sunt vreo 3-4 cereri pentru a fi adjudecată această centrală și am înțeles că inclusiv Florisalul ar dori să ia acea centrală ca să-și facă o organizare de șantier, ca să fie cu o parte din
utilajele de mici, de punct de lucru, aici, da, ca să poată interveni foarte rapid pe poduri sau în jurul centrului în perioada aceea. Dar în curând o să stabilizăm, să stabilim ce facem cu ea și o să lichidăm și acel focar. Legat de groapa din vicinătate, acolo există un amestec de terenuri între primărie și agenții economici. Nu s-au putut face niciun proiect și nu din vina primarului sau din vina Consiliului Local, ci că nu s-au înțeles la momentul respectiv cei care au vrut să construiască. Acum am dat dispoziție și se lucrează la punerea în curată a documentelor. Am zis să stabilim care sunt cotele de teren ale Consiliului Local, ale noastre, care sunt cotele agenților economici, după care să încercăm un schimb de terenuri. Pentru că să avem două parcele noi, parcela noastră și parcela lor. Eu dacă îmi formez o parcelă pe care pot să o dau la dispoziția unui agent economic să construiască, este foarte bine. La fel de și fac ce pot să facă. Dar după ce facem curat, vă promit că vom începe și cu atenționarea prin felicitări de valori diferite pentru cei care nu asanează acel focar. Pentru că da, e un focar da, și acela. Și la Buricul Târgu. Dar încă o dată vrem să facem curățenie, vrem să punem la punct parcele, vrem să propunem un schimb ca fiecare să aibă un lot compact ca să poată să facă ceva pe el. Da? Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu Andrei. Da, vă ascultăm, domnul Andrei. Aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru toată activitatea lui. Și aș dori să-l întreb un lucru. De ce nu încearcă să promoveze mai mult tinerii, elevii și pensionarii au din ce în ce mai multe beneficii la noi în oraș? Bun, domnul Andrei, haideți să vă spun da, ceea ce nu știți pentru intervenția. Și o iau înainte de perioada de a ajunge primar. Deci la Societatea Dr. Coica, cât timp eu am fost manager, am promovat tineri. Dacă vă uitați în personalul de aproape 120-150, cel mai vârstă eram eu și doctorul Fanea, restul tineri. Deci eu merg spre promovarea tinerilor. Când am fost director la Direcția de Sănătate, am scos la pensie toți pensionabilii și pensionarii și am promovat tineri. Le-am dat dreptul și le-am deschis drumul să ajungă șef de secție. În primărie, vă rog să urmăriți evoluția în ultimii 2 ani și jumătate. Deci am investit extrem de mult în tineri. Am tineri care conduc serviciul de achiziții, am tineri care vor conduce serviciul de investiții, am tineri care sunt la proiectele europene, deci promovez tinerii. Cu pensionarii, într-adevăr, sunt prieteni extrem de buni cu ambele asociații de pensionari, pentru că ei sunt părinții noștri, sunt bunicii noștri, au muncit pentru noi și ne-au creat condițiile pe care le avem astăzi, deci obligat și moral să fiu alături și să-i sprijin. Dar încă o dată, aveți în primarul Coica un protector și un sprijinitor al tinerilor. Da, haideți la primărie parte, și să vedeți ce echipă de tineri am format în primărie. Pe de altă parte, ca o paranteză, în primărie, fiind cu statut de funcționar public, e și greu să faci schimbări așa de pe o zi pe alta și să-i din păcate, schimb. Din păcate, în primărie să poți angaja un funcționar public pe o anumită specialitate. Ai nevoie de minim 5 ani vechime pentru un tip de consilier, ai nevoie de 9 ani, pentru că asta e legea funcționarului public. Din păcate, se va lucra și la această lege. Din păcate, nu se constituie la voluntariatul, la noi nu este socotit ca și vechime în activitate. Din păcate, pentru că în Occident este o practică să fii voluntar și să poți să fii promovat. Dar încă o dată, se va modifica legea funcționarului public, probabil că și cu salarizarea se va egaliza. Nu unul să aibă 150 de milioane și unul să aibă 975 de lei, pentru că nu e corect și nu e cinstit și dacă stăm și să ne gândim la volumul de muncă și la ce face unul care are atâția bani și ce face altul care umblă noaptea pântufii și își pune din aromii. Deci se vede clar că e diferență de activitate. Dar încă o dată, Andrei, eu sunt pentru promovare. Uită-te și tu ce festivaluri organizează tinerii cu sprijinul primăriei. Absolut orice echipă de tineri care are o idee, vrea să genereze ceva, să realizeze ceva în satul mare și vin la primar, primarul le dă sprijin. Deci, da, bună seara, mine aveți un sprijin. Cu cine stăm de vorbă? Să vii să colaborăm. Rodica sunt. Da, să rămână, doamna Rodica, da? Da. Vă ascultăm. O întrebare pentru domnul Voica, da, dacă se poate. Vă rugăm. Între Carpați 1 și Carpați 2, unde sunt blocurile alea noi, CEPROM sau fabrica de ofici, unde sunt garajele acele acolo. Da. Sunt niște grădini acolo. Așa. Se face ceva cu grădinile alea sau mai putem pune pe grădinile alea ceva? Doamnă, sunt pe domeniu public sau sunt private? Da, păi unde sunt blocurile alea noi, ce s-au făcut, blocurile alea 3? Doamnă, garaje sunt acolo? Sunt, da.
Păi bun, în locul garajelor vor fi parcări, în locul grădinilor trebuie să venim să vedem ce putem face, bine? Dar eu sunt un grădinar acasă și am o grădină ca o floare, să știți, și iubesc și natura și grădinetul și tot. Haideți să vedem cum putem să împăcăm. Deci eu n-am treabă cu grădinile deocamdată, dar am treabă cu garajele, bine? Pentru că vreau să facem parcări, locuri de joacă. Acolo un pic de grădină. Doamna Rodica, știi ce rugăminte? Haideți într-o zi până la mine și mă luați de mânuță, ne urcăm mașina și mă duceți la locul faptei. Să văd eu acolo ce putem să improvizăm. Bine? Da? Bine. Bine. Da. Bine, deci vă aștept la primărie să veniți să mă luați sau să-mi trimiteți un număr de telefon. Aveți și toată lumea cine a intervenit în direct are două invitații, mâine poate să vină după ele, ca să nu mai tot repetăm la fiecare telefon. Deci revin la Andrei. Andrei, dacă ai idei, dacă dorești să realizezi ceva cu tinerii, cu elevii, cu toți, sunteți bineveniți la primar și eu vă dau tot sprijinul. Încă o dată, eu consider că, deci sunt alături de pensionari pentru că ei ne-au crescut și ne-au adus pe noi în stadiul ăsta și eu investesc în voi pentru că la rândul nostru, când noi o să fim pensionari, când sunt cei de astăzi, voi să nu ne uitați și să aveți și voi grijă de noi, cum avem și noi grijă de pensionarii de astăzi. Bună seara, deci, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu Moldovan Ghița. Da, vă ascultăm, domnul Ghița. Bună seara, domnul Ghița. Aș vrea să-l rog și eu pe domnul primar să-l întreb. Vă rog. La piața de vechituri. Așa. Sunt puse tot felul de nailone, vinilii. Domnul Ghiță, haideți să vă spun ce se întâmplă în viitorul apropiat în piața de vechituri. În piața de vechituri vom avea locul de desfacere, de sacrificarea mieilor. Astăzi am discutat cu colega mea de la ADP, cu directora economică, cu Enic Lodan, și o să supunem consilierilor să achiziționăm containere tip unde vor fi sacrificați miei. Să nu mai tăiem peste tot, da, să nu mai împroșcăm peste tot, să nu mai lăsăm mațele în containere și să vină, nu știu, cei din vecinătate să le fure și așa mai departe. Deci, deocamdată, ca improvizație. Bun. În piața de vechituri vom face și o piață agroalimentară. Deci vom avea zilnic acolo producători care aduc legume, zarzavaturi, fructe și așa mai departe. Bun, o parte din piață. Cealaltă piață încercăm să o reabilităm. Mai aducem niște tarabe de fier de la piața numărul 1 ca să avem mai multe locuri. Vreau să vă spun că nu mai este ce era în piața de vechituri. Domnul Chilințan, cel care a fost propus și care conduce piața, e un tip destul de energic și face ordine acolo. Foarte puțin mai sunt, pentru că probabil că nu au tarabe. Dar o să le aducem. Începe modernizarea pieței numărul 1. În momentul când începe modernizarea pieței numărul 1, piața mică, de fapt, încercăm să mutăm piața de legume și zarzavaturi la piața de vechituri până când aceasta va fi reabilitată. Aducem înapoi piața și reabilităm piața de vechituri. Deci aceste două, în acest an se va face? În acest an, sigur, în acest an. Da. Deci încă o dată s-a zis, s-au umblat vorba printre cei care sunt la piață, bine, instigați de... Bun, până atunci discutam cu administratorul de la piață care a fost în emisiune și spunea, sigur că da, oamenii neavând tarabe făcute frumos, acum improvizează, își pun cartoane, își pun tot felul Victor, de nailone. Acum avem tarabe standardizate, avem 300 de tarabe depozitate la Interex, da, am mai cumpărat ADP-ul tarabe, uitați-vă cum arată piața din 17. Așa vor fi toate piețele civilizate, moderne, ca să totul să meargă foarte bine și să avem condiții foarte bune. Deci în acest an se va trece și modernizarea pieței de vechituri. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Să rămână! Ecaterina Vișco sunt, da, vă ascult. De pe George Călinescu. Da. Domnul primar, toate drumurile trebuie reparate. Așa. Se repară acum accente sever. Da. Deci străzi care n-au fost, doamnă, străzi care au fost de pământ și au fost uitate de de sus acolo, da. Mașinile de mare tonaj. Vin pe strada dumneavoastră. Da, vin și pe strada dumneavoastră, știu. Drumul, deci strada George Călinescu cu Ardealului este o groapă. Da. Pe care deja nu mai putem trece. Am înțeles. Strada Teilor este impracticabilă. Ați ascultat ce am spus mai devreme? Am ascultat, domnul primar, dar cel puțin să vină cu ceva să ascute groapa. Mi-am notat și o să trimite mâine echipă să se ocupe de treaba asta. Vă rog frumos, este o groapă, toate mașinile intră și se spar. Am înțeles, am notat și mâine o să trimitem să se ocupe. Da, mulțumim pentru intervenție. E regulă. Sigur, aceste gropi care se poate face măcar la nivel, mă rog, ceva... Victor, acum face improvizație pentru că acele străzi intră în reparație și e păcat să bagi sute de milioane acum când oricum... Da, dar măcar provizoriu... Corect, de acord, până, nu, doamna are dreptate, am și sesizat, s-au notat și colegii mei dimineață la treabă. Bine? Da, și nu uitați toată lumea cine sună, mâine are două invitații pentru spectacolul de 8 martie în organizarea Primăriei Municipiului Satu Mare a Consiliului Local, muzică folk și super concert Proconsul, care va fi special pentru doamne, pentru toate...
de fapt, doamnele și domnișoarele. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Doamna Ana. Să rămână. Vedeți strada Ostrovului. Da, Ostrovului, unde vă face niște modificări? Trotuare nu, curge apa. Bun. Hai să vă explic. Și la blocul 11 al lui Tamul. Să veniți să vedeți că curge apa, rezidurile menajere din subsolul blocului. Da. Doamna, haideți să vă spun... ambele capete de bloc. Bun, haideți să vă spun, cunosc extrem de bine... până la blocul 2A, către blocul fără geamuri. E foarte neplăcut, că e mirosul urât. Bun, am înțeles. Doamna, cunosc situația foarte bine și să vă spun ce urmează. Da. Deci pentru blocul acela fără geamuri, e prins într-un proiect de reabilitare, pe fonduri guvernamentale îl vom reabilita. Doi, ce vreau să fac? Vreau să începem, dacă ne ajută Dumnezeu în toamnă, cartierul social și vreau să evacuez Ostrovului, să-i mut în acea zonă ca să putem reabilita și acel bloc unde astăzi este suprapopulat. Cele patru blocuri care sunt în linie, începând de la acel bloc, nu au canalizare care să fie branșată la canalizarea orașului. După ce a fost incendiu acela la acoperișul unui bloc, împreună cu domnul Stejerean și cu echipa dânsului, am încercat să facă niște branșamente. Nu știu dacă s-au reușit în totalitate, dar până când nu fac canalizare cum trebuie, tot rahatul se va strânge așa cum a zis dumneavoastră. Dar încă o dată este acea păi parte... Păi vine vara, păi ce să pută pe acolo? Victor, dar am fost acolo și îți spun eu, vara mori, nu altceva. Păi. Dar încă o dată acea zonă va intra în reabilitare. Deci prima dată blocul acela fără geamuri va intra în reabilitare. Facem câteva blocuri sociale, mutăm Ostrovului acolo, reabilităm toată zona și zona aia va fi o zonă în perspectivă pentru tine. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu Florica mă numesc. Da, doamna Florica. Electro 17. Vă ascultăm. Sună, doamna Florica. Mă sunați și mă înjurați că v-am dărmat garajele, știu. Nu. În legătură cu piața, ați făcut o treabă foarte bună cu piața. E un model. Este foarte mare curentul. Curentul, da. Doamnă, acolo a fost o piață deschisă și tot deschisă este, pentru că dacă de la început cei care vând acolo ar fi spus că vrem o hală, facem o hală. E destul de greu de modificat proiectul. Dar spunea administratorul că se găsește o soluție. Sigur, căutăm o soluție, am înțeles. Dar o problemă mai avea. Mă rog. Dacă nu s-ar putea face trotuarele, străzile în jurul pieții sau nu știu, doamna, mi-am promis... Doamna Pop, Florica, da? Deci v-am promis că vă reabilitez piața, da? V-am promis că vă reabilitez cartierul. Uite că am început, deci a venit anul ăsta, este anul cartierului Micro 17, Carpați 1, Carpați 2. Anul trecut a fost anul Micro 16. Deci, pe lângă faptul că vom face trotuare, vom face alei, vom face parcări, facem locuri de joacă, facem comunicare între străzi, vom redistribui, reface circulația, pentru că e o nebunie să circul în 17. Vi le facem pe toate, dar nu vi le pot face în februarie. Deci am început cu piața, urmează acum când se permite practic să curățăm zona unde au fost garajele și concomitent cu realizarea acelor parcări, facem și reabilitarea aleilor. Deci de la parcare veți merge pe trotuar civilizat până la scara blocului ca și în 16, pe lângă piață veți merge civilizat pe trotuare, deci facem cartierul până la punct, așa cum știu eu. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, cu Vasile. Da, vă ascultăm, domnul Vasile. Bună seara, domnul Vasile. De Micro 15? Da. Micro 15. Aici este de la gunoiul ăsta care am măturat noi afară de asta, de la grădine. Da. Este aici pe totul. Da. Dați-mi o locație, că o să vină Florisalul și ridică. Spuneți-mi exact locul unde l-aveți. Uite, 11, 17, 15 și 19. 11? 15? 17. Da, din octombrie acolo. E regulă. Bine, m-a sesizat, eu sesizez... Celima, aici e fabrica asta Celima, da? Este o parcare. Așa? Acolo nu a fost maturat, nu a fost curățat din 2012. Parcarea e a lui Celima? Nu. E domeniul public? Da. Nu a fost maturat, nu a fost curățat. Bine. Și vis-a-vis când coboară din autobuz, nu este trecere de pieton. Poliția este aici vis-a-vis de fabrică, oamenii merg la fabrică. Automat amendate. Am înțeles, mi-am notat, domnul. Și aici, este un iosepat, asta nu știu cine iosepat, este groapă, și aici este un noroi, copilii când merg la școală, merg și filmă de căuciuc. Domnul Vasile, am notat,
Am o rugăminte, treceți într-o zi pe la mine sau trimiteți-mi un număr de telefon ca să vă informeze consilierii mei ce măsuri am luat acolo, bine? Da? Să lăsați un număr de telefon în studio. Da. Bun, am încheiat? Dacă ar fi după telespectatorii noștri, probabil am face emisiune până... Mai venim și altă dată. Până... Deci încă o dată îi rog pe sădmărenii mei pe care îi iubesc să mă sesizeze pe orice cale. Deci orice informație trebuie să ajungă la primar. Dacă mergeți, eu am început, cred că funcționarii primăriei își fac treaba în totalitate, dar mai aflu că am depus o sesizare acum 3 luni și încă n-a ajuns la primar. Dragii mei, dacă vedeți că nu vi se dă un răspuns, că nu sunt sesizat, haideți direct la primar, că nu mă deranjează. Da, deci, bună seara, cu cine stăm de vorba? Mirai Susana. Da, vă ascultăm, doamna Susana. Domnul Coica, cu nu sunt remediat nimic ca acoperișul unde este acoperiș. Vecina mea a pus din banii ei să nu ne plouă. Unde, doamne, unde? La piața Vechituri. La piața de Vechituri. A, bine, bine. Știu de cum. E vorba numai de că nu aveți tarabă sau nu aveți acoperiș la tarabă. Știe domnul administrator la pieții și una dintre tarabele care vor fi aduse de la piața din centru va fi pusă la dispoziția doamnei acolo. Știe de problemă. Știe, am discutat și am fost personal acolo. Toți telespectatorii noștri care au sunat pot să vină mâine după câte două invitații, 8 martie, spectacol cu Bodo și Proconsul și muzică folk. Un spectacol oferit doamnelor și domnișoarelor sătmărence, așa cum și anul trecut a fost un spectacol dedicat special lor. Victor, dacă nu le place Proconsul, poate să vină doar pentru Bodo, că este un fost ginere prezidențial și da. Plus, oricine. Și băieții de la folk sunt băieți care cântă foarte bine, de ai noștri. De asemenea, sigur că da, primarul municipiului va mai veni în emisiune. Acum ne cerem scuze de la cei care nu au reușit să intre în direct. Trebuie să știți că aveți o ușă deschisă și la primărie. Au multiple căi de comunicare către primărie. Deci informația trebuie să ajungă la primar și primarul prin colegii cu care lucrează. Și cum v-am obișnuit cu o anumită regularitate, va face un fel de dare de seamă primarul. Dar trebuie să anunț în mod oficial că viitoarea vizită pe care o fac la televiziune va fi la informația zilei. Am discutat cu Dumitru Păcuraru și dânsul are emisiune foarte bună ca audiență în direct. Deci o să anunțe când primarul merge acolo și atunci ba la Nord-Vest, ba la informația zilei. Acum e rândul informației zile să mai aibă ca invitat și bineînțeles să discutăm teme diferite de administrație ale municipiului Satu Mare. Da. Și deci, vă spun la revedere, mulțumesc Victor pentru participare și de ce nu mai vreau să zic nimic. Vă spun doar atât, rămâneți pe știrile cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV la ora 20, știri interesante. Și primarul o să fie vizualizat acolo, da? Pentru că aveți știri foarte interesante, o să vedeți și despre polivalent, o să vedeți și despre alte lucruri care se întâmplă în județul și în orașul nostru, așadar rămâneți alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Mama, la